Astăzi jucăm un joc pe loc care se numește Strongest Punch, adică noi trebuie doar să dăm punch la chestii și da, cam atâta tot. N-am pus să ai 4 luni, adică n-am mai pus să ai ceva timp, cred că nu știu unde m-am dus, da, sunt aici. De timp am plecat și la un hotel, da. N-am făcut prea multe mai exact. Da, deci să înțeleg că noi dăm un punct și de și spulberăm totul. Gen, da. Dacă nu mergem la prima lume, putem să vezi, BOOM, că dăm tot perete să-l facem țăndări. Țăndări facem, deși aici sunt cei mai puternici eroi din planeta asta. Da. Din planeta asta. Noi cred că suntem... Nici măcar nu cred că suntem în lista asta, cred că suntem pe locul 200, da. Da, până în ce să mai facem, că până în genul la alea unde o să fim și noi acolo o să ne ia mult timp. Și jocul aparent te pune automat, nu trebuie să dai mes, nu trebuie să-i spui jocul, este până acolo, da, nu, te pune automat. Care asta mi se pare sunt de tare. Mhm. De... I mean, nu prea, într-o zi că nu prea ce să fac posibil de jocul ăsta. Da. Și chiar că nu prea să mă joacă lumea, bine. Adică spun o prostie, cum să ce mă joacă la jocul ăsta? Se joacă toată lumea. În jocul ăsta ai toate jocurile posibile care le-ai vrut pe planeta Pământ. În afară de jocurile alea și voi mai vechi. Uite, pe jocul ăsta nu ai... Minecraft ai, da, știu, dar nu prea... Nu vreau să-i alte jocuri, știți? Adică... Bine, Pig, cred că jocul Pig a venit de pe joc, de pe... Oh, what the... De ce are ca Naruto din... Într-un... Ok, deșert... Cu toată puterea mea care am strâns-o toți anii ăștia. Să vedem cât dăm. Bro, cât dăm ea. Welp. Apare nici măcar nu zici că n-am dat. Bine, vă dați seama că mai trebuie să strângem mai niște orburi. Dacă nu ce sunt orburi, sunt... Ia să-i vă arăt imediat. Orburile sunt... dacă găsesc eu un page foarte repede. Pentru cei care se joacă jocul ăsta, sigur știu ce sunt orburi. Uite, ăsta care vezi aici e un orb, da? Am să spun că ăsta care vezi voi aici e cel mai mic orb de pe joc. Da, cel mai mic orb de pe joc. Da, și adică orburile continuă, gen... Uite, aici mediu. Este un cristal. Și pe aici, dar nu știu unde e ascuns. Gen, la lumea... Uite, asta tot un cristal mediu. Și ăsta îți dă putere. Gen, da, vezi puterea mea acolo, asta. Asta de aici e puterea mea. Vezi? Ia uite, vezi cum arată. Bum! Aia face... Orburile. Urcă cumva puterea, deci îmi cade mereu tableta când... F. Na. Uite, unul mediu. Dacă pot să vă arăt un de la mare, dar e greu de găsit. Foarte greu. Uite un cristal. Ăla care a văzut pe acolo. Nu cred că l-ați văzut, adică pe tot, dar... Am stă tableta. Uite un cristal semi-mediu. Semi-mare. Ce român am și-o, bro. Da. Mare jocul ăsta.
Dacă mi se focusează și mie focusul, acum nu mai vezi cum vezi înainte. Am se focusează și mie. Ok. Nu mi se mai focusează. Ok. Păi da, I mean... Uite, un cristal... Mare cred că era ăla, da. Îmi venea să spun semi-mare, dar cred că ăla era cel mare, da. Da, mediu. Ăla a fost unul mare, sau semi-mare. A, da, poți să vezi că avem și un animăluț de companie, care se numește să... A, uite de aici, vedeți? Și... Facem asta până în... Avem două animăluțe. Nu cred că prea s-a făcut, zici că... Pe bune, dacă nu... Dacă nu zici că da, au crescut și după aia s-au dispărut. Cristal! Mamă, dar de ce am atât de noroc la cristal? Nu știu de ce. Cred că o să facem 80 pe aia timpul să mergem la lumea cu deșertul, să vedem cu toată puterea noastră care o avem, cât dăm. Dacă dăm ca atunci, înseamnă că... Înseamnă că... Da. Înseamnă că jocul ăsta are un bug. Dacă nu ce bug, adică e o problemă. Păi, da. Adică până în 6 minute, cred că mai... După aia, bine. YouTube-ul, acum că sunt mic, nu prea mă lasă să filmez chiar așa de mult, gen... Adică, înainte, când eram mult mai mic, aveam un ăsta time că să filmez și pe aia se oprea imediat filmarea, dar acum nu mai am. Dacă filmez 16 minute, după aia zice YouTube că am filmat prea mult. Nu s-a întâmplat asta odată, ok? Nu mă întrebați, ok? S-a întâmplat asta odată. Păi, nu mai avem mult! Și o să mergem. Sincer, și cum ai ziua voastră? Ce mai faceți? Cum ai pe la școală? Wow, am un cerb. Bine, de ce întreb cum ai pe la școală dacă voi măcar a lua vacanță? Da, exact. Sunt uite. Nici măcar nu ating peretele, bra! Ok, jocul ăsta e bug, ok? Jocul ăsta e un bug mare, cred că niciodată nu mai vreau să-l joc. Glumesc, jocul ăsta e. Și cât îmi trebuie? Oh my god, cred că o stau aici până îmbătrânesc. Unde? Primul cream că nici măcar nu știu unde mai sunt. Uite, și cred că o să facem și noi 100 aici. Și pe aia cred că da, o să încheiem episodul. Nu prea mai avem ce facem, știți? Hai că gen, în jocul ăsta e foarte un antrenament să ai ceva conte pentru episod. Gen, știți voi, cum sunt jocurile? Că tu trebuie să, cum e la Cuphead, care l-am antrenat în trecut, e un joc care trebuie să ai foarte mult antrenament pentru el. Gen, ca să faci un episod ca pe carte să... Na. Nu trebuie foarte mult, că s-a lansat și nou DLC, bine, s-a lansat demo de la al doilea Cuphead, pentru că sigur la nu e, că sunt doar, adică doar sunt. Nu sunt mulți boși acolo, de bătut, sincer. Sunt foarte puțini, gen. Adică... Da. Uite, și-a dat un peretele ăsta. O, da. O să-l dau până mor. Da. Nu s-a blocat pentru o secundă. Wow! Ia să intrăm acum la prima lume, să vedem cum dăm.
Ok. Asta e în perete, da? Asta e o dată de perete. Aparent, noi surgem... What? Bro, bro, cine e ăsta? B, cum îndrăznești tu să... Cum îndrăznești tu să mă omori, a? Aia a fost tare! Da, păi ăsta că am văzut episodul, unde vreau că... Am uitat la episod, da. Asta a fost Strongest Punch Simulator și dacă îl mai prind pe ăla că mă omoară, îi dau una de sare toate. Da, bine, am fost Sergiu și v-am dat la viitoare. Ba, ba!